v-am pregătit un recital susținut de Mălinici Delia, eleva Școlii Populare de Arte și Meserii Tulcea. Să o întâmplinăm cu aplauze. Bună seara! În continuare v-am pregătit un recital susținut de Sasna George, elev al Școlii Populare de Arte și Meserii Tulcea. Îi invităm în scenă pe membrii ansamblului Hora a Centrului Comunitar Evreiesc din București. Să-i primim cu aplauze! שנזכה לברכה של שמחה Bela, eleva Școlii Populare de Arte și Meserii Tulcea. Să o întâmpinăm cu aplauze! Continuare v-am pregătit un recital susținut de Constantina Delina, eleva Școlii Populare de Arte și Meserii Tulcea. Să o primim cu aplauze! Oh,
scenă membrii ansamblului Hora a Centrului Comunitar Evreiesc din București. Se primim cu aplauze. Este că ultimele două dansuri sunt foarte extenuante. Noi nu suntem un grup de profesioniști, așa că ne dăm silința de fiecare dată pentru spectatorii noștri. Față de primele două dansuri în care am fost îmbrăcate în culorile Israelului, aceste rochițe sunt tradiționale yemenite ale evreilor care locuiesc în Yemen sau au locuit în Yemen. Și dansurile specifice zonei, cred că ați observat diferențele între primele dansuri și cel de-al doilea calup, reprezintă îndeosebi viața evreilor în deșert. Mulțumim foarte mult!